Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 125-a ediție de analize economice, un proiect comun indit viitor și privesc eu. Astăzi vreau să vorbim despre prețurile pe piața imobiliară. Din ce cauză? În primul rând că Banca Națională a dat datele noi, ceea ce dau agențiile imobiliare, noi le aveam mai demult, dar din toate analizele care le-am avut până ziua de astăzi, am observat că cel mai mare succes se bucură analizele piața imobiliară și lucrul este clar, 65% din toată avuția în populației Republicii Moldova este imobile, fiecare om, fie locuiește, fie vrea să locuiască în locuința sa proprie. De aceasta noi deja am observat că am odată la 25 de ediții revenim la subiectul pieței imobiliare. Mi se pare că nu este nici foarte des, nici foarte rar. Mă strădui de fiecare dată să schimb puțin accentele, dar astăzi vom vorbi despre prețuri și doi vom vorbi despre accesibilitatea locuințelor și accesibilitatea creditelor bancare. Toate trei subiecte sunt importante din simplu motiv că pe piață se întâmplă anumite mișcări, nu sunt foarte bruște, trebuie cu mare prudență, de aceea cei care vor asculta și cei care ascultă această ediție, cei care vor comenta, vă rog ca să fim foarte prudenți, piața imobiliară la noi se află într-o situație așa, ca să zicem noi, de o ușoară înviorare, dar încă nu putem vorbi că avem o creștere. Haideți să luăm la rând. În primul rând, care este prețul mediu? Dacă veți uita la preț, veți observa din analizele mele precedente, prețul puțin s-a modificat, din ce cauză? Până în anul 2018, prețul pe piața imobiliară eu le puteam estima în baza datelor care ne furnizau agențiile imobiliare. În mare măsură îi vorbesc despre tranzacțiile care noi intuim că valoarea tranzacțiilor declarată este puțin mai mică decât valoarea tranzacției reale. După aceasta, Banca Națională a început să evalueze așa numită indice a prețurilor imobiliare. La ei sunt puțin altfel, ei scanează toate datele din internet și acolo valoarea tranzacțiilor, în opinia mea, este puțin mai mare decât cea reală. Până acum făceam un mixt egal, dar acum totuși înclin mai mult să ponderea Băncii Naționale o creștem treptat, din acest motiv datele puțin se deosebesc, sunt într-o mică creștere, din simplu motiv că conform datelor Băncii Naționale, procesele pe piața imobiliară se petrec ceva mai puternic decât datele agențiilor imobiliare. Dar, scurt, pe doi, situația este în felul următor. Noi am avut în trimestrul 2 o ușoară diminuare de preț. Aici vorbim de prețul mediu ponderat, atât la apartamentele vechi cât la apartamentele noi. Da, noi vorbim întotdeauna despre piața municipiului Chișinău, restul localităților Republicii Moldova cât de cât se raportează la Chișinău. Deci vorbim că în Chișinău, în trimestrul 2, după o creștere destul de stabilă din 2020, prima dată am avut o ușoară scădere de prețuri, este evident, deci avem o stagnare, chiar cu o ușoară scădere de prețuri. Observați după trimestrul 2 din 2022, practic până în trimestrul 2023, timp de ani de zile prețurile au stagnat, iar în trimestrul 2 chiar au înregistrat o ușoară scădere. Acum, din contra, înregistrăm o ușoară creștere. Ceea ce mă face să cred, și am spus-o și anul trecut, că piața a intrat într-o zonă de stabilă de prețuri, iar acum se înregistrează o viorare, lucru care cred că va continua în urmă viitoare. Este prea matur să vorbim despre tendințe pe termen lung, dar intuiția mea îmi spune că noi, piața imobiliară, acum intrăm într-o perioadă de creștere ușoară a prețurilor și cel mai probabil o creștere ușoară a tranzacțiilor. Aici, iarăși, mie îmi place noțiunea nu prețuri, nu creștere, dar recuperare. Dacă observați, în trimestrul 4-2008, la noi prețul unui imobil în Chișinău era 900 de euro metru pătrat. Acum suntem 792, prețul mediu, atât la imobili noi cât și imobili vechi, mult încă sub nivelul de cel care a fost în 2008, fără ca să mai vorbim care era salariul atunci, care este salariul acum. Dar, după cum am spus, noi avem două tipuri de imobili, în acest motiv, dat fiind faptul că noi avem, începând cu anul 2018, și date atât pentru imobile noi, cât și pentru imobile vechi, și până în 2017, pentru câțiva ani de zile, am încercat să estimez cam care a fost prețul la imobile nou, imobile vechi, în piața secundară, nu vechi, dar piața secundară, noi putem spune în felul următor. Atât pe piața primară, imobile noi, cât și piața secundară,
Noi am înregistrat în trimestrul 2 o scădere de prețuri, acum avem o creștere de prețuri. Prețul mediu unui apartament nou este 954 de euro, unui apartament de pe piața secundară 722 de euro. Dacă observăm atent, pe piața secundară prețurile sunt tot într-o ușoară creștere, dar deja avem o diferență de prețuri dintre piața primară și piața secundară. Dacă să ne ducem la apartamentele noi în municipiul Chișinău, care a fost evoluția prețurilor, observăm, avem anul 2001-2008, creșterile anuale era de 40%, 25%, 30%, deci am avut practic o situație fără precedent în istoria noastră. După aceasta au urmat aproape 10 ani de zile de scădere de prețuri, observăm -14%, -6%, deci 10 ani de zile piața a scăzut, am urmat vreo 3 ani de zile când piața a stat așa la fundul gropii, noi spunem, creșterea era nesemnificativă. 2021-2022 avem o creștere, nu este ca în anii 2002-2003, dar atunci volumul de tranzacții era micuț, puțini apartamente se vindeau, lucru care evident a speriat cumpărătorul. În acest an, cel mai probabil, la ziua de azi suntem undeva la 3% creșterea, până la sfârșitul anului, cred că creșterea va fi în zona de 5%. Deci, în acest an, noi deja simțim ușoară înviorarea pieței, este incomparabil cu 21-22, dar, după cum am spus, după un an de zile de stagnare și chiar o ușoară scădere, acum începem a înregistra prima creștere de preț. Accesibilitatea apartamentului. Ce înseamnă lucrul acesta? Câte salarii medii nete anuale îi trebuie unul locuitor a municipiului Chișinău, și anume aici vreau să vă uitați atent datele diferă cu celelalte până acum, că până acum publicam salariul mediu anual. În municipiul Chișinău salariul mediu este undeva cu 20% mai mare decât în restul Republicii, decât media anuală, lucru care ne face să modificăm cifrele, deci am considerat că ar fi corect în cazul municipiului Chișinău să luăm salariul din municipiul Chișinău, să nu luăm salariul mediu anual. Cu toate, foarte multă lume care procură apartamente în Chișinău sunt anume din afara municipiului Chișinău. Deci, în anul 2006, noi trebuia să lucrăm 36 de ani pentru ca să cumpărăm un apartament. Astăzi, chiar dacă apartamentul a început ușor să crească, dar din cauza că prețurile apartamente au crescut cu mult mai lent decât salariile, să nu uităm că la noi salariile am avut o inflație, dar nu și la apartamente, că apartamente noi le cumpărăm în euro. Iar euro, din contra, în acest an s-a slăbit față de leu. Din acest motiv, la noi salariul euro a ajuns la 7500 de euro anual, lucru care a dus la ceea că noi, în prezent, în mediu, un apartament, aici avem în vedere nu apartamente noi sau apartamente secundare, dar în general cum se cumpără apartamente, fie unul cumpăr nou, fie unul de mâna a doua, deci 7,31 ani, sau este cel mai scăzut nivel din în perioada de independență. Deci în prezent apartamentul în Republica Moldova, efortul, accesibilitatea lui este comparabil cu cel din Europa, unde sunt undeva la 7-10 ani procurarea unui imobil, 7 ani de 7 salarii anuale. Care este accesibilitatea unui credit? Ce înseamnă un credit bancar? Atunci când dumneavoastră vă rușiți să luați un credit, dumneavoastră vă uitați care este salariul dumneavoastră, vă uitați care este rata dobânză, vă uitați cât costă apartamentul, trebuie să depuneți bani și atunci, independență de efortul financiar de la ziua de astăzi, dumneavoastră judecați pentru viitor. Din acest motiv, eu am luat un apartament de 70 de metri pătrați, este un apartament standard. Doi, l-am luat că el este finisat, deci la prețul lui de vânzare mai adăugăm încă 20%, fiecare poate să-l finiseze și cum vrea, dar eu am luat un preț mediu de 20%, deci apartamentul în calculul nostru este cu mult mai scump decât cel care al obținem în cazul că ne obținem datele. Am considerat că dumneavoastră aveți o contribuție inițială de 30% să economisit bani și după aceasta s-a luat un credit pentru 20 de ani. Dacă observăm atent, până în 2016, să iai un apartament în credit era imposibil. Din simplu motiv că dumneavoastră trebuie să dați 150-350 de salarii medii ale familiei. Deci doi oameni lucrează, practic 7 salarii în fiecare lună trebuia să plătiți pentru ca să întoarceți creditul la bancă. După cum bănuiți, nimeni nu poate face lucrul acesta. Deci am considerat că două persoane în familie lucrează. Dacă observați, până în 2016, practic, un cetățean din Republica Moldova nu își putea permite să cumpere un apartament, deoarece deservirea creditului bancar
era mai mare decât venitul care le obținea ambii membri ai familiei. Începând cu 2017, la noi situația s-a îmbunătățit, iar în anul 2020 noi am ajuns la situația în care, dacă dumneavoastră aveți 30% de bani, creditul care a luat de la bancă, jumătate din venitul familiei, adică salariul unui soț, mergea pentru deservire creditului, celălalt rămânea. Vorbim de salariu mediu în municipiul Chișinău. După aceasta, anul 2022, situația s-a înrăutățit, în special din cauza că a crescut dobânda bancară și am ajuns la 86%, practic tot venitul familiei trebuia să meargă pentru un credit și aceasta a dus la cec la noi. Au dispărut creditele imobiliare, iar acum, o veste îmbucurătoare, accesibilitatea creditelor iar devine mai bună, am ajuns la 58%, cred că în trimestrul 4 ne întoarce înapoi la nivelul anului 2020. Aceasta s-a întâmplat din trei motive. 1. A crescut veniturile populației, 2. Apartamentele nu s-au scumpit și 3. Dobânda bancară scade destul de rapid. Haideți să ne uităm ce se întâmplă cu dobânda bancară. Dacă observăm, în anul 2021, dobânda bancară a ajuns la 6,7% anual pentru credit ipotecare. Vorbim de dobânda în lei. După aceasta, în 2022, din cauza băncii naționale și descurajării creditelor, noi am ajuns la o dobândă de 12,8%. Vă aduceți aminte atunci, practic, povara sau accesibilitatea creditului pentru locuință a crescut s-a redus de două ori, a devenit practic imposibil și acum vă arăta că oamenii practic nu s-au împrumutat. Iar acum noi am ajuns la o dobândă sub 10%, avem 9,1% dobânda medie trimestrială pentru trimestrul 3. Dacă dobânda e sub 10%, deja se merită de luat împrumuturi. Dacă observăm atent, acum vom vedea că dobânda bancară foarte clar a influențat disponibilitatea oamenilor de a lua credite. Până în anul 2017, oamenii luau în mediul lunar cam câte 50 până la 70 de milioane de lei lunar. Asta era piața noastră imobiliară, deci oamenii luau, cam acesta era volumul de credite. După aceasta, noi am ajuns în 2020 la 270 până 230 de milioane, în 2020 a fost criza scăzut, iar în 2021, atunci când piața noastră practic a explodat, deci am avut o creștere fără precedent. S-a început în 2018, dar în 2021 am ajuns la 525 de milioane de lei lunar credite luat pentru ipotecă sau de 10 ori mai mult decât a fost până în începutul boom-ului imobiliar. Deci lucrul acesta evident a creat o situație când fiecare a patrulea leu care este în prezent dat sub formă de credit de către sectorul bancar este pentru locuință. Ceea ce eu nu văd o problemă. Vine anul 2022, vine criza, oamenii și așa erau îngrijorați, plus Banca Națională înăsprește politică monetară și în luna octombrie am ajuns la un volum de credite noi luate pentru imobile de 100 de milioane de lei, comparativ cu perioada până în 2017 nu era atât de rău, dar comparativ cu anul 2021 o scădere de 5 ori. Acum, după ce rata dobânzii a început să scadă, după ce în trimestrul 2 am avut chiar o ușoară scădere de prețuri, în condițiile când salariul în euro crește, încă o dată repet, în euro crește, deci pentru noi ele devin mai ieftine, noi avem o recuperare rapidă. În trimestrul 3 avem 360 de milioane de lei credite luate, de 3,6 ori mai mult, iar în trimestrul 4 cel mai probabil depășim 400 de milioane de lei media trimestrială. Acum, în luna septembrie, am avut o ușoară scădere, în august la noi a fost, așa chiar am avut aproape 500 de milioane de lei, deci am ajuns practic la nivelul maximii istorice. În luna septembrie avem o ușoară temperare, dar acum cred că iarăși vom avea o ușoară înviorare. Și ultimul grafic, care de fapt este și o recomandare care vreau să vă fac pe final. Atunci când doriți să luați o ipotecă, întrebarea ce o luați, în valută sau în lei? Răspunsul este unul simplu. Cel mai bine să alegi în valută națională. Uitați-vă atent. În Republica Moldova, creditele ipotecare în valuta națională întotdeauna sunt la nivel de 97-98%. Practic, în valută străină sunt 1-3%. De două ori am avut excepții. Anul 2015, vă aduceți aminte, deprecierea valutii, criză, lumea s-a speriat și s-a aruncat în credite. Și în trimestrul 2, în decembrie anul trecut, când din cauza
acestei stabilități, noi și politici monetare și scumpirii valutei în lei, deci aici a fost nu atâta criza cât dobânda mare în lei, lumea iarăși a ajuns 42%, așa ceva n-a fost în istoria noastră, 42% din toate creditele au fost luate în valută. Ce vreau să spun? Uitați-vă atent la grafic. Practic, noi și situația de șoc avem odată la 10 ani din nefericire se întâmplă anumite criză și mai avem șocul, cum a fost atunci, jaful bancar, sper că așa ceva nu va mai fi, sau cum a fost acum în aspirerea politicii monetare. Dar imobil dumneavoastră n-a luat pentru un an, n-a luat pentru doi, a luat pe un termen foarte lung, din acest motiv. Nu vă dați după emoții, nu vă dați mișcați de emoții, starea firească a lucrurilor este împrumuturi în lei pentru procurarea de imobile. În condiții de criză, omul ia o decizie influențat de contextul crizei, dar această decizie devine nevalabilă într-o perioadă foarte scurtă. Ceea ce în decembrie părea normal să te împrumuți în valută din cauza că în lei era foarte scump, în trimestrul 3 absolut nu este normal, am ajuns la 2,34%. Dacă observăm foarte clar, politica monetară a influențat foarte mult preferințele de împrumut din euro, din valută în lei moldovenești, dar ea a durat exact atât cât a durat în aspirerea politicii monetare. În concluzie, piața noastră imobiliară, după criza din 2008, 2009, 2010, care ținut până în 2017, noi doar începem să revenim, anul 2021, 2020, 2021, 2022 a fost an de recuperare rapidă, care a speriat puțin piața, dar vom mai avea și alte ediții, aș putea spune în felul următor. Noi în prezent asistăm la formarea pieței imobiliare în sensul adevărat a cuvântului. Republica Moldova trece de la construcțiile acestea când am înghesuit pe spațiu de municipiu Chișinău vreo 40.000 de apartamente, le-am băgat peste cele 200.000. Deja nu va fi istoric, cred că nu mai repetăm coșmarul acesta. Acum sunt proiecte imobiliare noi care se dezvoltă prin extinderea orașului, ceea ce este normal și așa trebuie să fie. De aceea vom mai vorbi în altă ediție, scurt pe doi este în felul următor. Avem o piață imobiliară care se schimbă calitativ. De la construcțiile acestea prin înghesuială, prin suprafața existentă, trecem la dezvoltarea prin extindere și după un an de zile de stagnare de prețuri, după o ușoară scădere din trimestrul 2, acum avem toate motivele să spunem că piața începe a înregistra o ușoară creștere de prețuri, lucru care va continua, plus că motivii ca prețurile să nu crească nu sunt, dar sunt două motive care vor duce prețurile sus. Unu, sunt costurile mari care le-au suportat agenții economici și într-o ediție viitoare vă voi arăta creșterea reală a prețurilor, că de fapt ani de zile prețurile la apartamentele noi au crescut mult mai lent decât costurile de producție, ați spus cheltuielile legate cu materiale, cu salariile, tot au crescut cu mult mai repede și companiile de construcție în fiecare an își reduceau marja profitului, mă tem să mă gândesc cât câștigau ei pe anii 2005-2006 și doi, salariul care crește, recalculat în euro, dacă observăm, suntem la nivelul de pentru piața mixtă undeva 7 salarii, pentru apartamente noi finisate, suntem undeva la nivelul de 10 salarii. Data viitoare vă promit să fac o analiză cât salarii medii anuale trebuiește pentru procurarea unui apartament nou finisat și dacă suntem în zona de 10 salarii anuale, pentru cei care vreți să faceți un calcul cât va costa un apartament în viitor apropiat, faceți foarte simplu. Luați 10 salarii medii anuale, înmulțiți-ți la 70 de metri, mulțiți-l la 70 de metri și dumneavoastră mulțiți-l la 10 ani și dumneavoastră aveți cât costă un apartament de 70 de metri. Sunt părțiți la 70 de metri. Deci cam asta este tendința. Prețurile apartamente vor crește mânate pe de o parte de costurile mari care au crescut în ultimii ani și pe de altă parte de posibilitatea cetățenilor de procura și de accesibilitatea creditelor. Eu cred că noi cu creditele ne apropiem în viitor apropiat la 50% din venitul unei familii, lucru care permite deja unei familii să gândească la un împrumut ipotecar. Asta a fost pentru astăzi, până data viitoare, când vom discuta alte subiecte de importanță majoră pentru economie.